Primiți-o din nou cu brațele deschise pentru sufletele dumneavoastră pe Maria Ghinea. Orice s-ar scrie despre un artist, orice s-ar spune, nimic nu vorbește mai bine decât însăși arta artistului, decât muzica lui, versurile pe care le scrie, ceea ce face el ca artist și ceea ce rămâne indiferent pe unde poartă pașii, nu-i așa? Îți mulțumesc din suflet, bineînțeles că e așa. Am venit astăzi cu cel mai recent album, Mă cunosc-o-ți de Mărie, și îl dăruiesc celor care își sărbătoresc ziua numelui și tuturor celor care iubesc familia favorit. Spune-mi despre materialul nou pe care îl ai. 17 piese noi, lăutarii de la Chișinău și maestru Nicolae Botgros, și cum nimic nu este întâmplător, Mă cunosc tot de Mărie are câteva piese foarte, foarte frumoase, realizate de buna mea prietenă, Ileana Lăceanu. Ileana Lăceanu, care de altfel ai și divulgat că este una din invitatele noastre, urmează să o ascultăm în foarte scurt timp. Vreau să te felicit pe tine și pe cei care au făcut posibil ca astăzi să te bucuri de lansarea acestui material. Mulțumesc din suflet, eu iubesc atât de tare publicul
publicul meu drag și cumva de la distanță am vrut să-l bucur cu acest album frumos care, dacă Doamne ajută, ne va lăsa Dumnezeu, poate îl vor asculta cumva și la spectacole. Eu cred că dacă Dumnezeu ne-a dus până aici, cu siguranță că o să ne ducă și pe mai departe. Mulțumindu-ți pentru faptul că ai venit astăzi și că ne-ai ales pe noi și nu pe alții, deși te invit să-i ales și pe alții.